zis tata către mine, am îmbătrânit copile. Acum este rândul tău să faci treabă în locul meu, mă. A zis tata către mine, am îmbătrânit copii. Domnul Tudor, bună ziua și bine v-am găsit! Astăzi este o sărbătoare mare, da? Bine ați venit! Este o sărbătoare mare în care împliniți o vârstă frumoasă. Sunteți omageat astăzi. Corect? Da. Așa, ați mai adăugat un tatafir la buchetul vieții dumneavoastră. Și noi, compania Flori cu Surprize, adică mai corect spus, cineva prin intermediul nostru a vrut să vă surprinde. Și în primul rând, pentru dumneavoastră avem acest coșuleț cu fructe, căci acum, în această perioadă, avem nevoie să vă țineți tot în formă, așa, care vă aparține dumneavoastră. Mulțumim frumos! Așa. Și desigur, șampania, ca să serviți oastea din această zi frumoasă în cinstea sănătății dumneavoastră. Așa. Și totuși, vreau să vă întreb dacă vă dați seama de unde vine surpriza? Nu știu. Păi cine credeți? Cine e capabil să vă facă surprize? Cine aveți drag sufletul dumneavoastră? Cine are grijă de voi? Dumnezeu tăți. Să răspundă la toate întrebările, bravo! Dumnezeu pentru tăți. E o întrebare dreaptă. Surpriza, vreau să spun că vine din partea scumpilor dumneavoastră, fiici, așa, la fiicile dumneavoastră. La fetițele dumneavoastră. Așa? Care vreau să vă citesc câteva cuvinte care m-a rugat să le recit pentru dumneavoastră. Tac, Elisaveta, Tatiana, toate. Viorica. Așa, aveți trei. Vreau să citesc și un mesaj. Dragul nostru părinte, astăzi este o zi specială pentru tine, dar și pentru noi toți. Împlinește o vârstă frumoasă și respectabilă. Vrem cu toții să-ți spunem o mare la mulți ani, să fii sănătos, să ai parte de liniște sufletească. Am fi vrut să fim și noi azi cu toții împreună, dar nu s-a putut. Dar suntem cu toții cu gândul la matale. Ești cel mai bun tătic. Pentru asta ai toată stima noastră și te iubim foarte mult. Cu mult drag și iubire, toți copiii tăi. Bine, bine, dar și vă îndrumat în clasă. Copiii dumneavoastră! Nepoți, ia uitați-vă și ce mare o gradă, da? Hai să-l aplaudăm cu toți, cu doamna Tudor! Aveți o familie foarte mare, aveți susținere din tot din jur. Că numele nostru tată e puternic ca o piatră. Tu să te mândrești, copile, că ai fost crescut de mine, că ai fost crescut de mine. Și să spui în gura mare, oricând și la oricare, sunt copilul